Bună dimineața și pacea Domnului Isus să fie peste noi. Vreo 15 ați fost de acord cu mine. Bună dimineața și pacea lui Isus să fie peste noi în dimineața asta. Iubiții Domnului sunt aici în această dimineață în mod special să împărtășesc bucuria familiilor Zaharia și Pop în această zi cu o mare conotație istorică și cu o profundă încărcătură emoțională, când fratele Raul și fratele Ghiță, de asemenea, vor fi investiți într-o nouă lucrare, vor fi așezați pe o nouă treaptă spirituală de responsabilitate, într-un mod special. Și nu e un lucru simplu deloc, însă trebuie să recunoaștem, dragii mei, că Dumnezeu va avea oameni în fiecare generație. Amen. Și are Dumnezeu grijă ca ei să fie recunoscuți, ca ei să fie așezați și ca ei să fie responsabilizați și dau slavă lui Dumnezeu pentru Biserica Tabor, pentru echipa Bisericii Tabor, pentru buna prietenie și colaborare cu bunul meu prieten Darius, șulerii, uh, Teo, Daniel, Marian, Cosmin, în mod special cu Raul și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt oameni cu viziune aici, care recunosc ceea ce Dumnezeu așează într-un mod specific în viața fiecărui om. Și din economie de timp, dar și din respect pentru Dumnezeu, vă invit să vă ridicați pe picioare. Vreau să citesc doar jumătate textul. Biblic, Din care aș dori să sublinez câteva gânduri cu această ocazie extraordinară. Mai exact, aș vrea să deschideți Biblia și inima totodată. În cartea Estera, capitolul 4, vreau să citesc de la versetul 10 și voi conchide cu versetul 17. Când ați deschis, spuneți amin. Îi felicit pe toți aceia care v-ați adus Biblia la dumneavoastră să nu spuneți mie că dacă la biserică nu o aduceți, dar acasă sunteți mereu în preajma ei, că nu vă cred. Credeți-mă, eu nu vă cred. Dar mă rog din toată inima ca Dumnezeu să pună pe inima noastră mai degrabă să uităm telefonul acasă, dar Biblia mereu să o luăm cu noi. Doamne ajută-ne la asta! Fac o paranteză aici, mi-aduc aminte când Dumnezeu în urmă cu mai bine de 13 ani a lucrat în viața mea, m-am îndrăgostit de Dumnezeu într-un mod extraordinar prin Biblia aceasta și eram undeva pe un șantier în, în țară, nu mă interesat dacă oameni lucrează, dacă nu lucrează. Eu de dimineața și până seara eram cu Biblia în mână, o devoram, este primul semn că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, că iubești, prețuiești Biblia, cartea cea mai citită și cea mai tipărită din lume și cea mai iubită carte din lume. Este cartea aceasta care, atenție, mi-a schimbat viața și poate să ți-o schimbe în dimineața asta și ție. Că dacă am venit în locul acesta, n-ai venit la voia întâmplării, n-ai venit aici pentru că te-a chemat cineva, n-ai venit în locul acesta pentru că este o zi specială în viața familiilor Zaharia și Pop. Ascultă-mă, în dimineața asta ai venit aici pentru că cineva, mai presus de domnii, mai presus de împărați, mai presus de regi, mai presus de galaxii. Și acesta este Dumnezeu. În, a avut el în mintea sa ideea acestei dimineți, în care să te aducă în locul acesta și să spună că Dumnezeu nu vrea doar pe Raul, nu vrea doar pe Ghiță să-l așeze în slujire, ci Dumnezeu vrea ție într-un mod special, să strige la urechea sufletului tău: Am nevoie de tine, lucrare. Ascultă-mă, Dumnezeu îți spune dimineața asta și mă repet, am nevoie de tine. Și aș vrea să citesc aceste pasaje. Esther a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru fără să fie chemat. Atenție! Numai acela scapă cu viață căruia întinde împăratul toiagul lui împărătesc. Și zice împărăteasa Estera, eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii sau evreii, pentru că ești în casa împăratului, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău vei speri. Și cine știe, dacă nu, atenție, pentru o vreme ca asta ai ajuns la împărăție. Estera a trimis să spună lui Mardoheu, du-te strânge pe toți iudeii care se află în sus, și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți trei zile, nici noaptea, nici ziua, și eu voi posti odată cu slujnicile mele. Apoi voi intra la împărat, în ciuda legii, și dacă va fi să pierd, voi peri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce poruncise. Înainte să ocupați locurile, am o mare provocare pentru dumneavoastră și sper să fie profetică în dimineața aceasta. Uite-te cel puțin la o persoană de lângă tine, strânge mâna și spune așa, Dumnezeu are nevoie de tine. Părinte, Dumnezeu are nevoie de tine. Vă invit să vă reașezați când ați încheiat. În decursul slujirii mele, chiar dacă sunt tânăr, am început slujirea de la o vârstă foarte fragedă. Când frații mei mai mari uh, au văzut do dragostea și dorința mea de a mă implica în slujire și lunea și marțea la rugăciune și miercurea și joia și vinerea și sâmbăta, îmi luam soția după mine, nu aveam copii, a zis, bă, bine prea de tot. E normal să te duci marțea la rugăciune, că avem o oră. E normal să te duci joia, e normal să te duci duminica. Dar la ce să te mai duci și miercuri și luni în altă parte. Și atunci încercam să le spun, oameni buni, voi nu înțelegeți ce e în inima mea. În inima mea este un foc pe care eu nu-l pot stinge. Și chiar dacă voi acum nu, ve nu, nu înțelegeți lucrul acesta, ascultați-mă, va veni ziua când și voi vă veți confrunta cu focul acesta care este focul Duhului Sfânt. Care curge de sub tronul de îndurare a lui Dumnezeu. Și va veni ziua când și voi veți înțelege, atenție, îmi doresc atât de mult să înțelegi de bună voie că Dumnezeu are nevoie de tine lucrare. Și le spuneam fraților mei, Ascultă-mă, înțelegeți de bună voie că Dumnezeu are nevoie pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să aducă un context dramatic în viața ta în care să te strângă, poate la perete, să te pună în situația în care să arunci, să, să arunci prosopul și să recunoști că nimeni și nimic nu este mai presus de Dumnezeu. Și că de fapt, dragii mei, noi suntem produsul lui Dumnezeu. Noi suntem ideea lui Dumnezeu și că n-ai vina voia întâmplării în lumea asta. Dumnezeu te-a dus cu un scop. Știu, unul la Dumnezeu le-a dat darul să facă bani. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dar atenție, dacă a dat Dumnezeu cuiva bogăție, spune Biblia, să-și ia partea lui din ea. Pentru că știți de ce? Nimic din ceea ce avem nu avem ca să nu fi primit, indiferent ce ai. Indiferent ce ai, dragul meu, Dumnezeu a pus în tine. Și dacă nu înțelegi în dimineața asta că Dumnezeu are nevoie de tine, lucrare, ascultă-mă! Spunea Rick Warren că Dumnezeu vor șoptește oamenilor prin conștiință. Dumnezeu vine la conștiința ta și spune, am nevoie de tine, lucrare. Am nevoie de viața ta, ai putea să fii folositor lucrării mele. Dar dacă n-asculți, Dumnezeu mai are o altă metodă Dumnezeu îți vorbește prin Biblie, îți vorbește prin un predicator, îți vorbește prin un pastor, îți vorbește poate prin soția ta, îți vorbește poate prin soțul tău, îți vorbește poate prin părinții tăi. Am nevoie de tine lucrare, că dacă nu înțelegi, pot să aduc un context în viața ta când vei înțelege de nevoie că am nevoie de tine lucrare. Și dacă nu înțelegi când îți vorbește Dumnezeu prin cuvânt că are nevoie de tine lucrare, ascultă-mă. Dumnezeu spunea, adică oară în strigă la noi prin evenimente. Și să atâția la care Dumnezeu a strigat printr-un cancer. Însă atâția la care Dumnezeu a strigat printr-un faliment. Atenție, tatăl meu mărturisește acum public. La 71 de ani, Dumnezeu m-a dus de aici, aici. Știți de ce? Pentru că a fost o zi în viața mea. Când m-a uitat și a zis, domne, ce are că îmi plac pereții este în foițe de aur? Bac câteva sute de mii acolo. A fost o zi în viața mea când, ca și nebucanețar, am crezut că este cel mai tare, cel mai mare și Dumnezeu. Din poziția aia în care a fost Dumnezeu, m-a făcut cel mai mic. Și atât l a făcut de mic, credeți-mă. Că nu vă puteți imagina. Și Dumnezeu, în momentul acela, a vrut să-l învețe ceva pe tată, Înțelege de nevoie, că am nevoie de tine. Că n-ai înțeles de bunăvoie. Era an de doliu regal în Israel. Murise împăratul Ozia. Și în contextul în care profetul Isaia îi judeca, ba pe unii, ba pe alții, bape ba pe cei care zicea domnule, ăștia sunt niște farisei, ăștia sunt niște fățarnici. Și la un moment dat, zice Biblia, când profetul Isaia stătea înaintea Domnului, are parte de o revelație extraordinară, de mare, de care mi-aș dori în această dimineață să aibă parte fiecare din locul acesta. Biblia spune că lui Isaia este arat un tron mare. Un scaun de domnie. Și pe scaunul acela nu era nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu. Atenție! Isus Hristos, Regele Regilor, împăratul lumii, binecuvântat să fie numele Lui. Și când profetul lui Isaia îl vede pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, șezând pe scaunul de domnie și atenție, erau niște ființe ciudate care spune Biblia că aveau șase aripi. Nu prea putem noi să dăm prea multe explicații despre cele ființe, dar știți că sunt niște ființe angelice numite Serafim. Știți ce înseamnă Serafim? Cel care arde. Și profetul Isaia trebuia să învețe o lecție că lucrarea lui Dumnezeu trebuie să arzi. Că în tine trebuie să fie un foc. Când trebuie să existe o putere, că torța nu trebuie să fie stinsă. Și zice Cuvântul lui Dumnezeu că acei serafimi, acele ființe angelice zburau. Cu două aripi zburau. Cu două și acopereau fața, stăteau în prezența Lui Isus Hristos. Cu două și acopereau picioarele și m-am întrebat, Doamne, ce înseamnă lucrul acesta? Trebuie să înțelegi că înaintea Lui Dumnezeu, caracterul ascultă -mă, în slujire Caracterul trebuie să primeze. Caracterul trebuie să fie înaintea slujirii tale, înaintea predicii tale. Caracterul trebuie să fie înaintea mesajului tău, înaintea cântării tale, înaintea rugăciunii tale. Tu trebuie să ai caracter. Pentru că dacă slujești bine, predici bine, cânți bine și n-ai caracter, n-ai nici o valoare. În ochii mei. Păi cum doar două aripi din șase le folosești să, le folosește să zboare, să slujească? Cu două și acopere fața, cu două și acopere picioarele. Și zice cuvântul Dumnezeu că s-a zgudit ușor ușii de glasul celui care răsuna. Pentru că acele ființe stigau așa, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor și neîncetat în prezența Fiului Dumnezeu, a Tatălui și a Duhului Sfânt se cântă neîncetat. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Și Biblia spune că se zgudeau ușor ușii de glasul celui care răsuna. Și s-a întâmplat ceva extraordinar acolo. Biblia spune Casa s-a umplut de fum. Fumul simbolizează prezența lui Dumnezeu. Și dacă sunt aici case goale, în care Dumnezeu nu are niciun loc, că nu are niciun loc Dumnezeu poate de poziția mea, că nu are niciun loc Dumnezeu poate de mândria mea, că nu are niciun loc Dumnezeu în viața mea față, nu are nevoie de egoismul meu. Mă rog în această dimineață Dumnezeu, în suveranitatea Lui, să treacă dincolo de aceste obstacole și să ne umple casa vieții noastre de prezența Lui și spuneți la mine asta. Și spune cuvântul Lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 6, după ce profetul Isaia îi vede pe alții mai răi, se compara cu ei, că așa e când te compari cu altcineva, există două variante. Fie te vezi mai bun ca el, eu nu-s ca ăla, eu nu-s și te mândrești, fie te vezi mai rău decât el. Și atunci intervine complexul acesta de inferioritate. Și când intervine complexul de inferioritate, ajung să-l invidiez, ajung să fii frustrat. De aceea, singura persoană cu care trebuie să te compare în viață este Fiul lui Dumnezeu. Isus Hristos, care era om 100% și Dumnezeu 100%. Și când se compară profetul Isaia, că în slujire numai cu el trebuie să te compari, cu Fiul lui Dumnezeu. Spunea fratele Marius, el este modelul nostru de slujire. Nu este niciun alt model de slujire pentru noi. Nici președintele cultului, nici președintele comunității de Oltenia, nici pastorul Darius, nimeni. Singurul model pe care noi trebuie să-l urmăm în slujire este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când îți lești viața de modele umane și când unul dintre noi cade, atenție, este o grămadă care cad odată cu ei. De aceea noi trebuie să ne legăm viața doar de o singură persoană. Numele Lui este Isus. Binecuvântat să fie numele Lui. Și când se compară profetul Isaia cu Isus, zice, vai de mine, sunt un om păcătos. Atenție, dita mai profetul Isaia. Sunt un om cu buze necurate, locuiești în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul Oștirilor. Te întreb în dimineața aceasta, în viața ta, slujirea ta, l-ai văzut cu ochii ăștia credințe pe Fiul lui Dumnezeu. O, de câte ori ni s-au arătat în rugăciune, de aia ne rugăm, de aia mijloce, de aia postim, pentru că l-am văzut pe Fiul lui Dumnezeu în lucrarea asta prin ochii credințe. Chiar dacă fața nu puteam să i o vedem, nu putem să o vedem, că nu poate muritorul să vadă pe Creator și să trăiască dar îi vedem slava, îi vedem splendoarea, îi vedem lucrarea, gloria, binecuvântat să fie în numele Lui. Și în Isaia, 6, cu vesetul 8, profetul Isaia aud o voce și zice, am auzit glasul Domnului, dacă mă rog ceva pentru fratele Raul și prietenul meu dimineața asta și pentru fratele Ghiță, mă rog ca niciodată în viață să nu fie privată, privați de această voce, să o aud. Trăim generația asta când poate ne bazăm poate pe uh, pregătirea noastră, ne bazăm poate pe înțelepciunea noastră, pe, ne bazăm poate pe aptitudine și abilitățile noastre. Dar, dragii mei, ceea ce face diferența într-o lucrare, dincolo de orice fel de pregătire, ascultați-mă, e prezența Duhului Sfânt, e vocea Duhului Sfânt, e glasul lui Dumnezeu. Și mă rog pentru ei ca niciodată să nu fie privați de această voce. Și zice, și atunci am auzit o voce pe cine să trimitem pentru noi? Cine să meargă pentru noi? Și profetul Isaia care înțelege de bună voie zice Iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Aș în această dimineață să te rogi în inima ta, Doamne Iisuse, chiar dacă nu pot, chiar dacă inima mea e împietrită, chiar dacă inima mea e legată, chiar dacă inima mea e împovărată de păcat, de patim, de legături, Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă să înțeleg în dimineața asta că Tu ai nevoie de mine în dimineața asta și vreau să înțeleg de bună voie, Că Dumnezeu s-ar putea să strige spre noi prin falimente, s-ar putea să strige Dumnezeu spre noi prin tot felul de lucruri și atunci va trebui să înțelegi de nevoie. Ion a fost unul dintre cei oameni care a înțeles de nevoie. Dumnezeu îl cheamă să fie o voce profetică pentru o cetate mare, 120.000 de oameni care nu deosebeau dreapta de stânga, oameni acolo care aveau nevoie de mesajul lui Dumnezeu prin care ei să se pocăiască. Dar Ion a zis, știi ce, Doamne, eu nu mă duc, eu nu mă duc la Ninive, eu mă duc la Tars, ca așa sunt mulți care fug de voia lui Dumnezeu, de fața lui Dumnezeu, de chemarea lui Dumnezeu și mai apoi Dumnezeu trebuie să aducă în viața lor contextul acesta în care se arunce într-un hău, într-o apă, într-o mare să-i smerească ca pe nebucanețar altădată acel mare împărat babilonian și să înțelege și să înțelegem că de fapt deasupra oricăruia dintre noi este Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele Lui. Eu cred că noi înțelegem acum în contextul războiului, a cutremurilor, a pandemiei care au fost, cred că înțelegem că noi suntem în totală dependență de acest Dumnezeu. Doamne ajută-ne să înțelegem lucrul acesta pentru că ascultă-mă, Dumnezeu are nevoie de tine lucrare dar dăm voie să spun ceva în dimineața aceasta. Dumnezeu poate și fără de tine. Credeți că Dumnezeu este mai sărac că eu nu mă pun la dispoziția lui Dumnezeu, că tu nu te pui la dispoziția lui Dumnezeu, că tu nu spui casa ta, că tu nu spui banii tăi, că nu spui viața ta, că nu spui sănătatea ta. Nu, Dumnezeu nu e mai sărac. Decât, nu mai sărac. Dumnezeu poate și fără de noi. Mi-aduc aminte că Dumnezeu la un moment dat îl cheamă pe Moise. Era o perioadă în viața lui Moise că Moise era mișcat și simțea focul acesta de a se duce în slujire, de a fi lucrător. Era tânăr, e drept pe vremea și fac o paranteză aici. Zilele trecute am un băiețel de patru ani și jumătate, îl cheamă Ruben Marcus, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Mm. Și îl întreabă cineva, zice, ce vrei să te faci când o să fii mare? Doctor sau polițist? Am numai, polițist să nu se facă, nu știu, n-am, iubești pe polițiști că avem, dar m-am să nu răspundă polițist, doctor, că avem nevoie de ei. La care zice, pastor. Și atunci am zis, mi-a venit parcă așa din interior, nu știi ce cer. Doar când ești copil, eram diacon și am zis, pot să fiu Pastorul bisericii fără o problemă. Eram copil, nu știam ce cer. Apoi când Dumnezeu m-a dus pe o altă treaptă, mi-am dat seama că n-am știut ce am dorit și ce, ce mi-am dorit. Că nu e o pâine mai amară de mâncat decât pâinea de păstor, credeți-mă. Dacă vine cineva îmbrăcat, poate mai sumar, păstorul devine. Dacă păstorul spune și zice, domnule, și condamnă, iar și păstorul de că e prea dur. Nu știi cum să lucrezi cu oameni. Le spui la bă, oameni buni, asta spune Scriptura, asta trebuie să facem. Cine suntem noi ca să ne potrivim voie lui Dumnezeu? Și oamenii zic, lasă-te, domnule, în pace. Nu e o pâine mai amară decât pâinea asta de păstor. Și Moise, fiind copil, a zis, oh, lasă că mă duc eu lucrare, Doamne. Mă duc și fac eu voia ta și face niște greșeli exorbitante. El mai apoi trebuie să fugă, zice cuvântul lui Dumnezeu, în Madian și acolo găsește înțelegere în casa lui Ietro. Ietro îi dă și soție, Ietro se ocupă și de el, eu da și de lucru. Românii nu mai caută acum de lucru, românii caută bani, știi, spunea cineva, eu nu mai caut de lucru, eu caut bani. Și Ietro era acolo la lucru și la un moment dat Ietro vede un foc ciudat. Niciodată n-am avut parte de astfel de revelații, de o astfel de vedere. Și din focul acela se aude o voce: Moise, Moise se uite în stânga, în dreapta, nu vede nicio ființă. Moise, am nevoie de tine, lucrarea mea. Am un plan special cu tine. Vreau să te trimit în Egipt înapoi. Cum pe mine? Nu, Doamne. Nu mai vreau. Am 80 de ani, au trecut 40 de ani. Moise, am un plan special cu tine. Te voi trimite în fața lui Faraon al Regelui Egiptului. Și vei spune Regelui să dea drumul poporului meu. Au trecut aproape 400 de ani de robie, de sclavie, de durere. Poporul meu a strigat după mine, atenție! Dumnezeu să știți că întotdeauna ascultă poporului. De aceea vedem semne, vedem minuni, vedem vindecări, vedem eliberări. De ce? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu a promis că niciodată nu-și va întoarce urechea de la un strigăt, de la strigătul poporului său. Și când strigă poporului spre Dumnezeu, Dumnezeu e gata să asculte, binecuvântat să fie numele Lui. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu la un moment dat îi desfășoară planul special pe care l-avea cu marele moise de data aceasta. Nu mai era copil, s-a maturizat. Și se duce Moise, dumneavoastră știți istoria când el s-a dus la, la faraon. S-a dus, s a stat de vorbă cu el faraon și a împietrit inima, că mulți cu inimile împietrite, de aia nu se întorc la Dumnezeu. Sunt pietrite de păcat, sunt pietrite de patim, sunt împietrite de mândrie. Dar are Dumnezeu metodele lui să spargă și mândria din viața noastră, credeți-mă. Și se duce la, la faraon, faraon nici îl bagă în seamă pe Moise. Și după ce Dumnezeu trimite 10 plăgi, 10 pedepse mari prin care îi confruntă pe zeii lor, cărora se închinau ei, zice cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, după ce scoate poporul din Egipt, după ce trec cele 10 plăgi, iar mai apoi se duc, Marea Roșie se desparte în două, ei trec pe uscat și la un moment dat, când poporul începea să cârtească, că mai cârtește și poporul, și în loc ca poporul să se încreadă în Dumnezeu, în loc ca poporul să zică că suntem copiii Domnului, Domnul ne va da biruință, cel care ne-a scos din robia Egiptului, ne va duce în Canaan, El va fi cu noi, El ne va da de mâncare, El ne va da apă. Ei au început să cârtească și Dumnezeu, Moise se duce la Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, uite, du-te să faci cu tare lucru, du-te și vorbește stânci și din stânca aia va ieși apă. Și Moise se duce înaintea poporului și zice doar atât, oare... Și spune la îndoială puterea și suveranitatea Dumnezeu. Va putea Dumnezeu să dea apă. Și pentru o singură chestiune publică, atenție, Dumnezeu sfârșește planul de lucrare cu Moise. Și știi ce e foarte interesant acolo? Moise moare. Dar lucrarea lui Dumnezeu n-a murit odată cu Moise. Vreau să mă includ și pe mine dimineața asta aici. Lucrarea lui Dumnezeu nu moare odată cu noi. Dacă cineva are impresia că lucrarea Dumnezeu este agățată de el, atenție, s-ar putea ca Dumnezeu să ne arate că lucrarea asta nu stă în fratele Ruben, nu stă în fratele Darius, nu stă în echipa tabor. Lucrarea asta stă doar în cel care a promis că va ține lucrarea în picioare. Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Și ce îmi place la Iacov? Și mă apropii de încheiere. Asta era doar introducerea mesajului. Partea, cu prinsul vom avea altă. Dată. Îmi place la Iacov un lucru. Am simțit că sunt lucruri de care trebuie să vi le spun. Patriarhul Iacov nu era genul acela de patriarh fatalist. Care când s-a uitat la prunce lui să zică, vai și amar de generația asta, e vai și amar de capul vostru. Nu știu ce va fi după voi. Așa cum vorbesc mulți dintre slujitorii din generația noastră, nu știu ce va fi, domne, cu generația asta, atenție. Știi ce zice Iacov în, în Geneza 48, cu versetul 21? Eu voi muri, dar Dumnezeu va fi cu voi. Ascultați-mă, dragi oameni la lui Dumnezeu. Noi într-o zi vom muri sau ne va chema Dumnezeu la răpire și nu vom, nu vom gusta din moartea asta. Dar atenție, vreau să vă spun ceva. Lucrarea lui Dumnezeu nu moare odată cu mine. Lucrarea lui Dumnezeu trece dincolo, dragii mei, trece dincolo de noi, de prezența noastră, de slujirea noastră, trece dincolo de timp, trece dincolo de spațiu, pentru că, dragii mei, Dumnezeu este în afara timpului și a spațiului. Și dacă în dimineața asta Dumnezeu te-a adus în locul acesta, a fost pentru mod, și pentru motivul acesta să spună că Dumnezeu are nevoie de tine, lucrare. Că la Dumnezeu niciodată nu ești prea tânăr sau prea bătrân ca să fii pus în lucrarea lui. Că la Dumnezeu nu există pensionar, nu există să șomeri. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, are un plan și pentru cel de 84 de ani, ca și Daniel, dar și pentru Samuel, care era un copil. Pentru că asta, asta e frumusețea lucrării lui Dumnezeu. Câtă vreme bate inima asta în tine, pulsează în tine. Tu vreau să înțelegi în dimineața aceasta că Dumnezeu are nevoie de tine lucrare. Poate la o scară mai mică, poate într-o altă lucrare, dar atenție! Ăsta e secretul biruinței spirituale. Mă rog atât de mult ca Dumnezeu să-L folosească pe Raul. Așa cum i-am dorit mă rog și lui Ghiță, se facă Dumnezeu pe amândoi o voce puternică în generația noastră. Pentru că generația asta nu-i sotită pierzării. Generația asta care se ridică după noi. După noi știți care a fost revelația pe care am avut-o de multă vreme? Că Dumnezeu prin generația asta mai tânără va face lucrări mai mari de cum le-a făcut în generația și cu generația noastră. Eu cred că Dumnezeu va folosi generația asta într-un mod mult mai puternic și mă rog ca Dumnezeu să-i folose, să folosească. Aș vrea, dragii mei, să înțelegem că cel care șade deasupra tuturor lucruri și a istoriei vieții noastre, cum a, a așezut deasupra istoriei vieții poporului evreu, este Dumnezeu. Și chiar dacă Satan, chiar dacă lumea, chiar dacă sistemul lumii încearcă să îi hibe vocea bisericii, vocea bisericii este, bisericii este cea mai puternică voce din lume și biserica va birui Doamne, ajută-ne să fim biruitori. Așa cum Dumnezeu a izbăvit poporul acesta de la un masacru, de la un genocid, de la un holocaust, pe care Adolf Hitler n-a fost original, a vrut să-l repete, tot așa Dumnezeu ne va izbăvi. Doamne, ajută-ne! Amin.